Haideți acum să vedem ecuații de forma ax plus by plus c, unde a, b și c aparțin lui r. Avem o problemă, scrieți o pereche de numere naturale, care este o soluție a ecuației. Și avem o primă ecuație, 2x minus 3y minus 6, 3y minus 6 egal cu 0. La astfel de ecuații, haideți să vă arăt cum vom proceda. Voi considera, să zicem, soluții, voi